Ursul care dă târcoale cabanei Postăvarul de mai bine de 2 săptămâni a încercat luni dimineața, în jurul orei 4, să intre din nou în adăpostul montan, dar a fost alungat de cabanier și de jandarmul care se află în permanență acolo. Vineri seara, în jurul orei 19, ursul a reușit să intre în cabană, de unde a luat o pungă de zahăr și o cutie de bomboane, fără să rănească vreo persoană. Cabanierul cere autorităților locale să ia urgent măsuri, având în vedere că se apropie sezonul de schi și numeroși turiști ajung la cabană pentru a servi masa sau a se caza. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a declarat sâmbătă, referindu-se la atacurile repetate ale urșilor, că soluția ar fi împușcarea animalelor sălbatice. Să mai reducem din ele. Să împușcăm urșii? Dar de ce să nu împușcăm? V-am întrebat? Dar de ce să nu împușcăm în condițiile... protejați. În primul rând îi protejat omul, care se reține foarte bine. Nu am ajuns în situația să alegem între om și animal. Să fie foarte clar, omul pentru noi este cel care ne interesează, în slujba lui suntem și împreună cu fiecare dintre cei care au decizie în domeniu, luăm măsurile care se impun. Ați solicitat Ministerului Mediului acest lucru? Nu e vorba de a solicita aici, e vorba de a face, pentru că realitatea este evidentă și nu trebuie să o ocolim.